Salutare! Mi se va ce am mai făcut în ultimile zile. Am turnat și în ambele părți laterale fundația, după care am lăsat să tărească oarecum. Am săpat în lateral până după stâlpii care erau și am turnat și centura. Am stat și într-o parte și în alta. Acum voi lăsa să usuce astăzi, cumva. După care mă voi apuca de tavan, de pereți, să-i îndrept cât de cât, că boltiți așa. Pentru că voi trage plasă și voi tencui. Cumva se aduc cumva la un mic adevăr, deoarece o să insist pe partea laterală, unde va fi montată structura metalică pentru tavan, pentru că tavanul va fi făcut cu rigips, după care și pereții tot așa îi voi îndrepta, voi trage plasă, îi tencuiesc și voi face și pereții cu pereți din rigips. Montez structura metalică și am să-i fac. După care, după ce termin cu îndreptatul, o să vină electricianul să-și facă el treaba, trag plasa. Așa mi-a spus, până la plasă. Da, termin cu pereții. Înainte de a monta structura metalică și pentru tavan și pentru pereți, am să torn aici o placă de beton undeva la 10 cm. Așa. Și aici am montat această lampă, panou solar. Are o putere de, după cum se și vede, dacă puteți să vedeți și dumneavoastră, la 300 de W. Durata ei, după cum are pe telecomandă, e undeva la 8-9 ore, dar pentru curte, așa, să noaptea. Da, deci cam atât până în prezent și de luni intrăm la pereți. Merge foarte bine, să vă arăt dacă pe lumină. Ia uite. Pe lumină, pe soarele bate direct în ea și ce se vede. Da, are și telecomandă. Da, deci merge super fain. Să văd la de seară. Pot să programez la 3, 5, 8 ore. Are și pentru intensitatea cât să meargă de tare. Da, foarte bine. Ce pot să vă spun despre această lampă solară este următorul lucru. Are o putere de 300 de W, lumen 2000, beaming angle la o înclinare de 120 de grade, color temperatură 6500 și o lungime, adică o viață de 50.000 de ore. Da. Așa. Iar despre panou, are, vedem aici, 365 ori 33 ori 539 de milimetri. Eu am montat-o, acum să vedem.